Viața în urmă cu aproximativ 500 de ani se desfășura într-un fel cu totul aparte. Doctorul în istorie medievală Justin Zoltan și Cube TV vă propun o călătorie în timp în cetatea medievală a Timișoarei în secolele 13-18, folosind ca instrument de teleportare o expoziție inedită. Despre modul în care oamenii trăiau și se organizau în trecut, despre felul în care arăta orașul cu construcțiile și zidurile de apărare ale cetății, despre toate ne povestește, pe înțelesul tuturor, Justin Zoltan. În această expoziție am încercat să reprezint principalele momente din evoluția cetății Timișoara, o cetate care astăzi nu mai poate fi văzută deoarece a fost distrusă. A fost distrusă imediat după cucerirea habsburgică și din acest motiv am recurs doar la izvoarele scrise, însă și izvoarele nescrise sunt un punct de plecare pentru această prezentare. Sigur, pentru început aș dori să spun că am beneficiat de o serie de lucrări dedicate chiar evoluției cetății Timișoara, pictate de pictorul bănățean Franz Ferch, care au fost pictate la comanda profesorului Marius Moga, un fost director al Muzeului Banatului din anii 50-60. Aceste picturi au fost realizate chiar în interiorul castelului Huniade și au fost, sigur, pictate la indicațiile profesorului Moga și redau cu o acuratețe foarte, foarte bună niște momente din istoria cetății, mai ales că ei nu beneficiau în acel moment de săpăturile recente făcute în Timișoara, care ne-au oferit niște indicii privind la niște etape din evoluția cetății. Sigur că să începem, începând cu, eu știu, primele mențiuni din secolul XIII, prezintă o cetate aflată în apropierea râului Timiș, în Timiș, pe care astăzi noi îl denumim Bega, însă în perioada medievală era numit Timiș deoarece brațele râului Timiș curgeau în mai multe direcții și aveau anumită confluență și cu râul Bega și din acest motiv cetatea este denumită după râul Timiș. Sigur, această primă cetate există din secolul al XIII-lea. Sigur, izvorile documentare ne spun acest lucru. Sigur, centrul acestei cetăți ar fi undeva în zona aflată astăzi între Castelul Huniade și Piața Libertății, însă sperăm ca viitoarele cercetări arheologice să ne aducă mai multe informații despre această cetate, să zicem noi, inițiale. Un moment important în istoria cetății are loc atunci când Carol Robert de Anjou, regele Ungariei, își stabilește în 1315, își așează sediul în această zonă și din această perioadă regele începe construcția unui castel, un castel a cărui urme sunt considerate descoperite chiar în curtea castelului Huniade. Acest castel nu era foarte mare, pentru început era un castel cu câteva locuințe mai micuți și construit, să zicem noi, în partea sudică a cetății, care era legat cu cetatea în sine printr-un pod suspendat, deoarece un braț al Begei, al Timișului Mic, despărțeau cele două construcții. Un alt moment important din istoria cetății are loc în secolul XV, în care cetatea, să zicem noi, devine sediul familiei Huniade, un moment în care se consideră că Iancu de Hunedoara începe construcția unui castel mai mare, care se corespunde exigențelor vremii. Evenimentele din secolul al XV-lea redau cel puțin o cetate destul de mare,
care deja, alături de castel, cetatea efectivă era înconjurată de mai multe suburbii sau zone suburbane, la rândul lor înconjurate cu o fortificație și care se afla în exteriorul cetății fortificate, cetății mari. Legat de aceste evenimente, putem spune că undeva la sfârșitul secolului al XV-lea, probabil populația Timișoarei ajungea undeva la 4.000-5.000 de locuitori. În acest cadru vedem o reprezentare figurată a cetății în care sunt reprezentate cetatea fortificată și castelul, ambele construcții fiind înconjurate de brațele râului Bega, iar între ele exista de asemenea un curs al râului peste care se construiește un pod suspendat. Zona mlăștinoasă din această zonă oferă practic o fortificare naturală a cetății Timișoara, care nu, să zicem noi, nu poate fi comparată cu acele cetăți clasice reprezentate și pe care noi toți o cunoaștem, acea cetate cocoțată pe un vârf de deal, cu un turn înconjurată de un puternic zid de apărare. Timișoara diferă foarte mult de această imagine, deoarece este o cetate aflată într-o zonă joasă, într-o zonă mlăștinoasă, a cărui ziduri nu erau făcute din piatră, ci din stâlpi de și bușteni de lemn, între care era așezat lut și pământ. Cercetările arheologice recente au dezvăluit în curtea castelului Hurniade baza unei construcții vechi despre care se consideră că ar fi acel castel construit de Carol Robert de Anjou. Așa cum vedem în imagini, o construcție mai micuță care, să zicem noi, cuprindea câteva camere și care nu era un castel deosebit de mare. Sigur, în acest moment, în 1315, deja când Carol Robert de Anjou vine la Timișoara, deja cetatea era considerată ca fiind târg, și anume orașul avea o populație mai numeroasă și avea și un târg săptămânal care avea loc de obicei marțea. Deja la sfârșitul domniei lui Carol Robert de Anjou, care își mută sediul din Timișoara pe la 1323, deci după 8 ani de zile, și revine în centrul regatului, la sfârșitul domniei sale, undeva pe la 1342, Timișoara este menționată de documente cu apelativul de Civitas, ceea ce înseamnă că deja era o așezare mai mare urbană. Din această perioadă a domniei regilor angevini provine și un alt moment important în istoria cetății, și anume anul 1365, când târgul Timișoara primește un blazon. Acest blazon a fost oferit de fiul lui Carol Robert, Ludovic cel Mare, care oferă acest blazon orașului ca recunoștință pentru participarea locuitorilor la campania sa împotriva țăratului de Vidin și împotriva ereziei Bogomile. Sigur că acești locuitori ai orașului nu au participat efectiv la acest război, ci au plătit ostași sau au oferit o trupă de ostași care au plecat la război pe cheltuiala orașului. Acest lucru dovedește că în oraș existau deja negustori care și meșteșugari care aveau o putere financiară destul de, să zicem noi, importantă, având posibilitatea să întrețină ostași într-o campanie desfășurată chiar în afara granițelor regatului și mai ales la sudul Dunării. Documentul original în care este reprezentat blazonul orașului Timișoara, din păcate, nu s-a mai păstrat. Știm doar de existența sa dintr-un document mai târziu, din 1582, deci de aproape două secole mai târziu,
și beneficiem și de reprezentarea sa, și anume de un viteaz sau soldat care luptă împotriva unui balaur, balaur ce reprezintă erezia bogomilă, fiind regat apostolic, Ungaria trebuia să lupte împotriva ereziilor și a schismaticilor, deoarece aceasta era o sarcină așa. Sigur, în perioada medievală, spre deosebire de zilele noastre, identitatea religioasă era foarte importantă, mai importantă decât, să zicem noi, etnia și națiunea, care sunt niște elemente specifice epocii moderne. Religia, apartenența religioasă era mai importantă, precum și statutul social. Acestea erau principalele caracteristici care, să zicem noi, deosebeau diferitele straturi sociale ale societății. Sigur, în regatul medieval al Ungariei, catolicismul era religia oficială, singura recunoscută până la reformă, și acest catolicism era îmbrățișat de, să zicem noi, stările regatului și, în general, de nobili. Sigur, și în târguri, și într-un târg ca Timișoara, vedem existența acestei populații catolice, mai ales că Timișoara, în secolele 14-15, beneficiau de două parohii și două mănăstiri ale ordinelor dominican și franciscan, precum și de două capele. Sigur că acest lucru nu implica faptul că toți locuitorii regatului erau catolici. Știm acest lucru chiar dintr-o atenționare a papei adresată unui nobil chiar din zona Banatului, Dan de Dubos, căruia papa îi atrage atenția că, să zicem noi, ignoră, să zicem, spiritualitatea iobagilor săi și nu îi aduce pe calea cea bună. Acest lucru indică faptul că iobagii săi nu erau catolici, ci erau cel mai probabil ortodoxi. Prin urmare, deoarece și Dan de Dubos avea la rândul său origine română. În acest cadru putem observa blazonul orașului Timișoara, care s-a păstrat pe o pecete imprimată pe un document din secolul al XVI-lea, document care se păstrează în Ungaria. În prim cadru putem observa acel războinic sau viteaz care îndreaptă sulița împotriva balaurului, balaur care în acest caz reprezintă erezia bogomilă, erezie împotriva căruia regatul apostolic maghiar trebuia să lupte. Unul dintre cele mai realiste picturi pe care pictorul Franz Ferch le face despre Timișoara, îl avem aici în imagine, și este Timișoara în secolul al XIV-lea, în perioada regilor angevini, și este o vedere imaginară pe care pictorul o reprezintă dinspre suburbii, și anume dinspre insulă, și într-un prim plan vedem Biserica Sfânta Ecaterina, iar într-un plan secund este reprezentat castelul Huniade, care la rândul său era înconjurat de o fortificație făcută din pământ și lemn, precum și orașul fortificat sau cetatea propriu-zisă, în colțul căruia vedem turnul de apă. Sigur că pictorul Franz Ferch a utilizat pentru redarea acestei imagini o iconografie, să zicem noi, inspirată din cărțile aflate în Biblioteca Muzeului Național al Banatului, și pictura fiind la rândul său realizată în castelul Huniade. Aici el redă efectiv și îmbrăcămintea oamenilor, precum și arhitectura
mult mai apropiată de situația vremii și, sigur, utilizând și detaliile pe care i le-a oferit Marius Moga, și-a imaginat o reprezentare a cetății din partea de răsărit, din partea estică, dacă ne gândim că biserica sau locul tradițional al Bisericii Sfânta Ecaterina se află în zona liceului pedagogic din ziua de astăzi. Practic, din acea direcție este privită cetatea și castelul și, în prim plan, este văzut castelul, precum și este delimitată și insula sau acea suburbie care la rândul său era una fortificată. Sigur, aici pentru o imagine mai clară nu este redată și fortificația suburbiei, insula. Din punct de vedere politic, un moment deosebit de important pentru Timișoara are loc la sfârșitul secolului al XIV-lea, și anume în 1397, când Sigismund de Luxemburg organizează o adunare a tuturor stărilor din regatul Ungariei chiar la Timișoara, unde sunt adoptate o serie de legi, însumând undeva la 70 de articole, care priveau apărarea regatului Ungariei în fața ofensivei otomane, care deja de la sfârșitul secolului al XIV-lea deja începea să se apropie de zona Dunării Inferioare, și chiar din acest motiv regele hotărăște să întrunească această adunare la Timișoara, deoarece Timișoara era foarte aproape de hotarul sudic al regatului. Sigur, documentul, știm de această întrunire tocmai datorită unui document care a fost adoptat și scris la Timișoara. Acest document se păstrează în arhivele orașului Bratislava și cuprinde cele 70 de articole adoptate la sfârșitul anului 1397 de către stările și nobilimea regatului. O reprezentare foarte frumoasă a orașului, a cetății Timișoara, o avem redată în acest tablou, care se axează sau redă Timișoara în secolul al XVI-lea și putem observa în prim plan orașul fortificat, o fortificație realizată din buștenie de lemn, între care se adăuga lut, canalul râului Bega care înconjura cetatea și cele câteva bastioane pe care le avea fortificația. Sigur, aici aceste bastioane erau sub formă de turnuri, însă în acest caz, pentru o vedere mai clară, sunt reprezentate sub această formă. Știm că în această perioadă, de la sfârșitul stăpânirii maghiare, cetatea în sine avea trei porți. Aici este reprezentat turnul apei, iar la sud de cetate este reprezentat castelul cu turnul său, la rândul său castelul fiind înconjurat de o fortificație tot așa realizată de lemn și lut. Sigur că în acest tablou sunt reprezentate și cele câteva suburbii ale orașului, la rândul său fiind fortificate, dacă vedem aici insula, înconjurată tot așa de un zid, de un zid de apărare. Știm acest lucru datorită faptului că oștile otomane, atunci când au reușit să cucerească cetatea, practic au pătruns în interiorul suburbiilor și au început să asedieze cetatea chiar din suburbii. Locuitorii s-au refugiat în interiorul cetății și au făcut presiune asupra ultimului capitan al cetății, Ștefan Loșonții, să predea cetatea. Sigur că în urma disperării cu care locuitorii au cerut predarea cetății, până la urmă Ștefan Loșonții a acceptat predarea și astfel cetatea ajunge în mâinile otomanilor.
În acest cadru avem reprezentarea cetății, practic, la sfârșitul stăpânirii otomane și vedem că această cetate deja se deosebește oarecum destul de mult față de cetatea maghiară, deoarece în exteriorul fortificației mai apare o a doua linie de apărare, așa numită contragardă, care a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, contragardă care era prevăzută cu mai multe bastioane și care era separată de fortificația propriu-zisă printr-un șanț de apărare și la rândul său era și în fața așa exista un al doilea șanț de apărare. Cercetările arheologice din ultima perioadă au surprins urmele acestei fortificații și au reușit să demonstreze că acest șanț de apărare avea undeva la 26 de metri. La fel, de asemenea, zidul contragardei avea o dimensiune de 17 metri și era construit asemenea zidurilor cetății din bușteni și pământ. Sigur că imaginea cetății este redată de călătorul turc Evliya Çelebi, care în secolul al XVII-lea vizitează cetatea și spune că pe meterezele sale, pe zidurile sale, te puteai plimba în jur de o oră. Iar de asemenea, tot el menționa că zidurile cetății erau văruite, astfel că cetatea era albă. Ce important e că turcii au extins, să zicem noi, partea nordică a cetății și aici vedem și în această reprezentare că au construit mai multe bastioane înspre nord, fapt pentru care, de exemplu, la construcția contragărzii, pe la 1704-1705, autoritățile au fost nevoite să despăgubească o serie de 10 de proprietari a căror case au trebuit să fie demolate, deoarece în acea zonă trebuia construită contragarda. În ce privește castelul, aici o reprezentare foarte, foarte fidelă, în care putem observa că în zona castelului Huniade, practic, latura sa nordică, în latura sa nordică era un castel cu o curte, iar fiind flancat de două turnuri și de un zid simplu, un zid simplu. În forma actuală, castelul Huniade este reconstruit, să zicem noi, din perioada Habsburgică, deci după cucerirea Timișoarei de către Habsburgi, în a doua partea secolului al XVIII-lea. În interiorul fortificației existau mai multe moschei, precum și băile otomane, dar și pulberăria. Probabil că centrul, sau să zicem, centrul acestei fortificații era în zona Piaței Libertății. De altfel, știm că prima piață a orașului este chiar Piața Paradei, sau așa cum este redenumită ea mai târziu, Piața Libertății, undeva reprezentată în această zonă. Străzile orașului otoman erau pavate cu lemn. Mai multe săpături efectuate în zona centrală a orașului au demonstrat acest lucru și surprind diferitele podele, ca să zicem așa, cu care erau acoperite străzile Timișoarei, așa cum putem observa în aceste imagini. Otomanii, alegând această tehnică pentru a oarecum facilita transportul cu cai și căruțe în oraș, pentru a nu se împotmoli în noroi. Și datorită faptului că fiind o zonă mai mlăștinoasă, podirea străzilor practic era o necesitate. În timpul stăpânirii otomane, zona exterioară cetății sau zona suburbană
este denumită orașul Rașcian, deoarece locuitorii erau de religie creștină, creștin-ortodoxă. Sigur că această populație, putem spune că era una mixtă de români și sârbi, și care, să zicem, noi aveau de obicei preoți care cunoșteau limba slavă. Unul dintre cei mai cunoscuți preoți, sau este denumit chiar mitropolit, este Iosif cel Nou de la Partoș, care conducea comunitatea ortodoxă din Timișoara. Sigur, otomanii preferau ca în interiorul zidurilor, în interiorul cetăților, să existe moschei și, zicem noi, clădirile religioase musulmane, și nu îngăduiau creștinilor să construiască sau să dețină biserici în această zonă, deoarece considerau creștinismul ca fiind o religie politeistă datorită Sfintei Treimi. Spre deosebire, evreii puteau beneficia de sinagogi, deoarece religia mozaică era considerată o religie monoteistă. Imediat după cucerirea cetății, Habsburgii au realizat niște planuri foarte exacte ale cetății. Pe unele planuri deja pot fi vizibile chiar și noile proiecte în care se dorea deja construcția unei fortificații moderne care să corespundă noilor nevoi militare. Și anume, deja existau diferite planuri pentru ridicarea fortificației Vauban. Cetatea austriacă sau cetatea de cărămidă a Timișoarei. Tocmai datorită acestui fapt, cetatea medievală sau cetatea otomană a Timișoarei a fost dărâmată și cu molozul rezultat din această fortificație au fost astupate diferitele brațe ale râului Bega, iar cursul său a fost regularizat destul de bine, mai ales în zona centrală a orașului. Practic, austriecii au dărâmat efectiv toate clădirile fortificației. În ultima perioadă de stăpânire otomană, în interiorul cetății erau foarte mulți negustori armeni, însă existau și populație sârbă și românească. Sigur că locuitorii, să zicem, de credință musulmană au părăsit cetatea imediat cu autoritățile otomane, retrăgându-se înspre noile granițe ale Imperiului Otoman, care deja începea să descrească în această perioadă de început de secolul al XVIII-lea. Printre rămășițele cetății otomane am reușit să mai găsim numeroși stâlpi de lemn. În acest caz, acești stâlpi mai scunzi erau înfipți în șanțul de apărare al cetății pentru a susține malurile și ca zidurile cetății să nu cadă efectiv. Sigur că zidurile la rândul lor erau construite din asemenea stâlpi, doar mult mai mari, bușteni mai groși de lemn, cum avem în acest caz destul de mari, care erau fixați în rânduri, în mai multe rânduri, între care se punea moloz, lut și materiale aflate la îndemână. Macheta reprezintă cetatea Timișoarei în ultima perioadă a stăpânirii otomane
Vedem acest lucru datorită faptului că este reprezentată a doua linie de fortificații, și anume contragarda, care se afla înspre zona nordică, și anume chiar în acest segment fiind Piața Unirii din prezent. Această a doua linie de fortificații a fost construită exact în acea parte mai ridicată a cetății, însă ce este interesant că tocmai din această direcție s-a avut loc asaltul austriac și piesele de artilerie otomană, habsburgică, fiind fixate și bombardând în special această parte nordică a fortificației. În partea sudică, otomanii nu au construit sau nu au întărit foarte mult cetatea și putem spune că în această zonă fortificațiile, să zicem noi, s-au păstrat în linii mari ca și în perioada anterioară din regatul maghiar. Contragarda practic separa cetatea propriu-zisă de suburbiile sau de orașul Rașcian. Știm acest lucru că în momentul construcției sale, la începutul secolului al XVIII-lea, mai mulți locuitori care își aveau casele în apropierea zidurilor cetății au fost despăgubiți de autoritățile otomane, care au trebuit să dărâme aceste construcții și să construiască practic un al doilea șanț de apărare și contragarda. Acest șanț de apărare știm că avea în unele locuri și 26 de metri lățime, iar contragarda era prevăzută cu mai multe bastioane și porți.